perioada COVID, în perioada pandemiei recente, foarte mult s-a pus accentul pe răul pe care îl poate face vaccinul. Mai puțin s-a pus accentul pe răul pe care îl poate face boala. Realitatea este că rujeola, pentru care trebuie să vaccinăm mai mult de 94% dintre copii, este o boală care are o mortalitate de 2%, de până la 2%. Da? Asta înseamnă că unul din 50 de copii de care se îmbolnăvesc de rujeolă are un risc să moară. Dacă scapă, există un risc să facă panencefalită sclerozantă subacută. Există riscuri de complicații. Rujeola nu este o boală ușoară, nu este o gripă, nu e o răceală, e o boală foarte severă. Este înregistrată o creștere a cazurilor de tuse compulsivă la copii și se remarcă și la adulți adultizarea acestei boli ca și rujeola. La rujeolă, până în momentul de față, de la începutul anului 2023 până în momentul de față, avem 15.000 de cazuri și 15 decese, dintre care 60% din decese de rujeolă sunt la adulți. Virusul Ebola trebuie să, dacă este băgat într-o populație, un bolnav infectează mai puțin de un bolnav. Virusul Nipah, care are o mortalitate și mai mare decât Ebola, un bolnav infectează mai puțin de 3 bolnavi, da? Deci are cam 0,3 rata de transmisibilitate. În schimb, ce avem? Avem virusul rujeolii, un bolnav poate infecta până la 20 de oameni. Boala în sine foarte gravă este rujeola. Este cu un risc de mortalitate incredibil de mare. Toate febrele eruptive fac febră și erupție pe corp. Dar la rujeolă, unul dintre 1000 de copii poate să facă afectarea sistemului nervos central și de encefalită rujeoloasă, poți să mori de afectare pulmonară, așa numită pneumonie cu celule gigante. Am avut noi, internat, ventilat mecanic, nu putea, e ca un pește scos din acvariu. E îngrozitor de severă boala pulmonară produsă de rujeolă. Și în fine, sunt copii care pot să rămână orbi după chestia asta, să facă afectare oculară severă.